Salutare, elevii mei, două profesor, vă vorbește astăzi despre Twin Power Turbo. Glumeam că am tot citit în comentarii că zice lumea că se simte ca la școală, mi s-a părut haios și o să mai fac o glumă preluată de la Mihai, în sensul că astăzi fac puțină blasfemie că laud tehnică nemțească într-o mașină japoneză, stând într-o mașină japoneză. Da, vreau să vorbesc în concluzie despre turbinele Twin Scroll, ce sunt și cum funcționează, mi se pare un compromis foarte interesant. De fapt, nu e un compromis, chiar ai beneficii. Și cred că de asta le și folosește BMW pe scară atât de largă pe motorizările pe benzină, nu pe toate, dar pe majoritatea, adică de asta și scrie pe capot acel termen. Ideea e că, așa cum spunea și Luci în prezentările lui cu diverse BMW-uri, Twin Power Turbo nu înseamnă neapărat că ai două turbine. Poate să fie una singură, poate să fie două de aceeași dimensiune atunci spui turbo, sau una mică și una mare deci două cu dimensiune asimetrice atunci va fi twin turbo Principiul turbinei e simplu, zic eu este practic un dispozitiv mecanic care introduce aer comprimat în motor folosindu-se de presiunea gazelor de evacuare adică un un Aspect tehnic care există deja, te folosești de presiunea a evacuării, o canalizezi printr-un șanț, ca să spun așa, printr-un tub îngust, învărți un set de pale puse pe un ax care la capătul celălalt au alt rând de pale, deci palele învârtite se numesc turbină, palele care sunt învârtite de respectiva turbină se numesc compresor. Adică ai o zonă fierbinte a turbinei care este antrenată de gazele de evacuare și o zonă rece care ad comprimă admisia. Sistemul e complex mai departe pentru că dacă pui o turbine ai nevoie de tot felul de modificări asupra motorului, nu e suficient să pui pe admisia așa ceva, adică ai nevoie de o mapă diferită la computerul mașinii, ai nevoie de alt sistem de purare al gazelor de carter despre care am vorbit în trecut. Injecția trebuie să fie mai puternică pentru că automat introducând aer introduci și mai mult combustibil, ca asta e toată schema și practic crești mult complexitatea motorului, dar chestiile astea se fac acum pentru că turbinele îți asigură posibilitatea de a obține niște puteri mari pe cilindrei mici și de a avea noxe mai puține, emisii de oxiz de azot, adică sunt mai multe beneficii care în lumea auto primează. Adică dacă un dispozitiv e, are mai multe beneficii decât dezavantaje din punct de vedere cost, el este votat și se pune în producție. Adică dacă unui client nu-i place după un an de posesie că motorul nu trage sau care nu știu ce probleme, complexități tehnice, dar pe foaie le emite foarte puține noxe, din punct de vedere al producătorului este perfect. E asta, vor ei, nu vor amenzi, nu vor probleme, așa că se conformează regulilor pe cât posibil. Și practic asta cred eu că a fost motivarea în a face acest downsizing turbo, în principiu datorită din cauza impunerii situației cu emisiile după care au fost din ce în ce mai stricte de-a lungul timpului. Și ok, pui o turbină. Problema este că dacă pui o singură turbină, vei avea tot timpul o dilemă. Cât de mare să o faci? Că dacă o faci mică, ai un răspuns foarte bun în ture mici. Turbina, având inerție mică, se rotește instant, nu are nevoie de cine știe ce presiune să o rotească. Adică gândiți-vă într-o situație normală. Dacă ai un ventilator micuț atâta și sufli în el, se va roti instant. Dacă ai unul mare, poți să sufli tu cât vrei în el, că nu o să se rotească la o presiune așa mică. Dacă ai un, o turbină mare, o să ai un răspuns nasol în ture mici, pentru că inerția acelei piese este prea mare și nu funcționează bine cu debit mic de gaz, însă în ture mari vei avea putere și eficiență. Și atunci primul răspuns a fost să le facă biturbo, adică să pună două turbine de, ca să ai o, adică să spargi inerția. Practic în loc să pui o turbină cât un Ligian, pui două castroane mai mici, care separat luate au inerții mai mici. Adică ele sunt rotite de aceleași gaze de evacuare, dar pe trasee separate. Dar iară nu rezolvi, pentru că nu controlezi activ. Să zic așa, e un sistem mai eficient decât un single turbo, dar problema este că e foarte complex. Știm cu toții N54, motorul de 3 litri de BMW, montat prima dată pe BMW 335i, E92 sau cât era E90, a avut foarte multe probleme tehnice, pentru că a venit după ani de zile de motoare aspirate fiabile, în speță N53, N52, N53 astea care erau 6 în linie aspirat ajunseseră până pe la vreo 280 de cai, 272 și erau fiabile, clar erau mai fiabile decât a fost La Ok, ăștia au venit peste și au făcut undeva la 320 de cai, știm cu toții că acele BMW-uri aveau puterile din acte un pic diminuate, nu știu exact care a fost situația, certe că în acte aveau 306 cai și în realitate ele de fapt aveau undeva spre 320-340, depinde de varianta de soft pe care o aveau, dacă erau de America sau de Europa. Dar, cum am spus, foarte complexe și stricăcioase. Chestia asta a fost reparată ulterior când au trecut pe motorul N55, care a folosit, a început să folosească această turbină Twin Scroll. De atunci ei le folosesc pe toate gamele de motorizări pe benzină, cu mici excepții. Dar ceea ce e clar e unanim acum și e notabil de observat, este că BMW, a trecut de la un producător de motor aspirate într-un producător de motoare turbo în mai puțin de 10 ani. Deci în prezent orice vehicul BMW, fie el benzină, fie diesel, este turbo. Ca să luăm exemplu, avem gama de motoare 1,5 litri, care sunt B37 și B38, 1,5 litri 3 cilindri, pe mai este gama de 2 litri, B47 diesel, B48 benzină, 4 cilindri în linie, Form avem gama de 3 litri, B57 diesel, B58 benzină. Dieselul se oprește aici, BMW -a mai vrut să continue să facă motor V8 diesel și de asta vom vedea pe iterațiile .40, .50, sunt de fapt tot un motor de 3 litri. Este vorba de B57 și înainte a fost vorba de N57. La benzine, motoarele V8 se numesc N63. Motoarele V12 se numesc N74. Codificările astea de BMW sunt destul de interesante, le-am reținut relativ ușor. În principiu ai gama motorului care este dată de o generație, să spun așa, care e dată de o literă. Au fost M, pe urmă N și acum B. Acest valoare este urmată de niște numere. 3 înseamnă 3 cilindri. 4 înseamnă 4 cilindri, 5 înseamnă 6 cilindri, 6 înseamnă 8 cilindri și 7 înseamnă 12 cilindri. Ulterior ai niște coduri, gen DU, care înseamnă alte aspecte care țin de motor, gen injecție directă, amplasare transversală, longitudinală. Și astea după aia sunt urmate de niște valori și cifre care denotă alte aspecte ale tehnice ale motorului, inclusiv generația. Că poți să ai un motor simplu care se numește, de exemplu, O1 sau TU. Sau poți să ai TUW, Technical Update, de acolo vine denumirea asta. Deci, practic, din codul ăsta poți să-ți dai seama destul de repede dacă motorul este diesel sau benzină, câți cilindri are, o, ce capacitate cilindrică are și cam cum i-am plasat. toate astea, cum am zis, sunt turbo. Unele folosesc turbine simple, altele turbine cu twin scroll, altele turbine... O, turbo, adică două turbine de același fel, alea twin turbo sunt cu turbine asimetrice. Dar hai să ne limităm să zic la o gamă de 4 cilindri, că mai, e mai simplu de explicat. Când vezi twin turbo la scris pe capacul twin power turbo, nu știi exact ce e, că de asta e și făcut așa, nu e twin turbo power, dacă îl scriau așa era clar, erau două turbine. Înseamnă de două ori ceva. în cazul a ce vreau să explic, este vorba despre turbina twin scroll. Turbina Twin Scroll practic este un hibrid perfect din punctul meu de vedere între o turbină uh, mono-scroll, adică cu o singură spirală mare și două turbine uh, Biturbo mai mici, adică e un sistem care are beneficiile celui Biturbo sau Twin Turbo dar într-un pachet mult mai compact, adică ai o galerie de evacuare mult mai simplă, care ocupă mai puțin spațiu, generează mai puțină căldură și are complexitate și cost mult mai mic, dar păstrând cam aceiași parametri de eficiență. Nevoia aia a apărut din următorul considerent, un motor 4 cilindri în linie, în mare parte, cu mici excepții, pentru că au arbore flat plane, adică poți să-l pui pe masă, ca să zic așa, ai o bielă jos, următoarele două sunt sus și a patra bielă tot jos. Toată chestia asta se rotește și ai un impuls de explozie odată la 180 de grade. Deci ca fiecare piston să treacă printr-un ciclu complet de 4 timp, trebuie să se rotească biela respectivă de două ori. Asta e valabil la orice motor cu aprindere internă, fie că e benzină sau diesel, e vorba de patru timp, doar că între ele diferă intervalul la care apar aceste punctii, aprinderile. Dacă ai un motor cu 4 cilindri, sau ca să vorbesc mai simplu, e o formulă banală. Așa cum am explicat, îți trebuie 720 de grade pentru un ciclu complet și ca să afli când apar acele aprinderi este suficient să împarți valoarea asta de 720 la numărul cilindrilor. Deci dacă ai 4 cilindri vei avea la 180 de grade aprinderile la 6 cilindri vei avea la 120 de grade, la 8 cilindri vei avea la 90 de grade, și la 12 cilindri vei avea la 60 de grade. Deci, practic, un motor V12, de exemplu, în comparație cu unul cu 4 în linie, are foarte multe aprinderi pe același ciclu rotativ. Deci, ai mult mai mult cuplu, de acolo vine diferența de putere și mai exact diferența de rafinament. Motoarele 6 în linie și V12 sunt perfect echilibrate. Puteți să încercați cei care aveți BMW-uri cu 6 cilindri în linie, de exemplu, să puneți o monedă de 50 de bani în picioare pe capacul motorului cu el pornit. În majoritatea cazurilor, oricât de mult ai accelera motorul constant, vei vedea că moneda aia nici măcar nu tremură. Sau un pahar cu apă, dacă îl pui pe motor, nu, zero vibrații. Deci apa asta ca și cum paharul ar fi pus pe masă. Asta pentru că nu are nici vibrații de ordin primar, nici de ordin secundă. Ok, hai că ne-am întins mai prea mult cu specificațiile astea de motor. Deci, practic, la 4 cilindri în linie, așa cum am spus, ordinea aprinderii este 1, 3, 4, 2. Și asta creează un dezechilibru, în sensul că întotdeauna, oricum ar fi motorul poziționat, vei avea un, o suprapunere a deschiderii supapelor. Adică, fiind turbină, îți comunică atât supapele de evacuare cu cele de admisie, pentru că se reîntorc ca să zic așa, galeriile sunt dependente între ele, spre deosebire de un motor aspirat. Pentru că pulsațiile evacuării produc presiunile din admisie. E, și, de exemplu, la uh, varianta asta cu 4 cilindri în uh, linie, când pistonul 3 și-a terminat ciclul de uh, putere, adică s-a produs explozia și-a coborât aproape de punctul mort inferior, ai supapa de evacuare deschisă. Însă, el când începe să urce... În continuare, supapa aia rămâne deschisă ca să evacueze gazele. Deci, prima dată gazele ies singure din presiunea explozivă care a fost, și ulterior sunt comprimate de pistonul care urcă. E, în timp ce el urcă și supapa de evacuare este deschisă, Cilindru 1 abia și începe ciclul de admisie, deci are supapele de admisie deschise. Și prin faptul că ele sunt uh, deschise. Uh, au de fapt o suprapunere, mai corect spus, între supapele de evacuare și cele de admisie. Am greșit un pic când am zis mai devreme, în sensul că suprapunerea este pe rampa de evacuare. Adică pistonul 3 urcă cu supapa de evacuare deschisă și pistonul 1, pentru că tocmai își termină ciclu de evacuare, în care supapa de evacuare deschisă. Și presiunea din galerie, în loc să iasă cu totul afară, să se ducă în turbină și să o învârtească eficient parte din ea, ia calea cele mai mici rezistențe. În engleză se numește Path of Least Resistance, adică singur gazul ăla găsește un loc să evadeze. Unde evadează? Înapoi în cilindru 1. Și practic se umple cu fum, cu gaze arse, și dizlocă un volum care ar putea fi umplut cu combustibil amestec exploziv. Adică, practic, îi scade eficiența pistonului 1. Chestia asta se repetă și când ne mutăm pe cilindru 2, și pe 3, și pe 4. Adică, practic, se otrăvesc cilindrii unul pe celălalt într-o mică măsură, ca să zic așa. Și problema asta ține de galerie, nu de turbină, neapărat. Și atunci, oamenii ăștia de la BMW... Nu știu dacă i au dezvoltat sistemul ăsta, părerea mea e că soluția asta a apărut în cadrul atelierelor de tuning profi. Mărcilor care fac galerii de evacuare și turbine pentru mașini de curse și ulterior evident că n-a fost un patent care să fie omologat și s-a propagat și pe la producător, dar hai să-i dăm credit lui BMW că și-a implementat soluția asta singur pe mașinile lor. O turbină twin scroll folosește două canale de evacuare, Adică îți împerechează pistoanele care au doar pulsații de evacuare, și în felul ăsta elimină suprapunerile despre care am vorbit mai devreme. Adică în acea galerie este imposibil ca pistonul care are explozie să comunice cu un alt piston care tocmai și începe uh, admisia și să-i umple galeria cu. să umple camera de ardere cu gaze. Adică la 4 cilindri. Cilindru 1 și cilindru 4 sunt pe o galerie în Y, iar cilindru 2 și cu cilindru 3 pe altă galerie în Y. Aceste galerii din 2 se transformă într unul și practic în turbină ajung două conducte. Una este, așa cum am spus, de la 1 cu 4, cealaltă e de la 2 cu 3. Și practic ele când împușcă 1, 3, 4, 2, împușcă în pereche alternativ. Și chestia asta îmbunătățește foarte mult eficiența volumetrică a motorului pentru că separă pulsațiile, adică în momentul când ai o explozie pe galerie, prin faptul că ele sunt disociate și nu mai se uh, întâlnesc, ai pe fiecare din cele două galerii, 1 cu 4 și 2 cu 3, exploziile sunt mai rare. Per total ele se păstrează, tot ordinea aia de aprindere o ai, 1, 3, 4, 2, dar acum pentru că ai 1, 4, 2 3 se întâmplă pe evenimente diferite, pulsațiile de evacuare nu se întâlnesc și au timp să se ducă mai repede și practic nu nu lasă acel vid în urmă între ele, cumva e curgerea mai eficientă. Adică gândiți-vă la o intersecție în Y nesemaforizată, unde vin buluc 100 de mașini. Dacă nu sunt cumva guvernate, alea o să intre una peste alta și lasă niște goluri în traseu. Așa dacă ar intra ca unui fermoar, câte una pe rând, totul s-ar îmbina perfect. Evident, chestia asta în realitate în trafic nu se întâmplă niciodată. În cazul galerii de evacuare, cu acest sistem twin-scroll, chiar se întâmplă. Și, practic, twin-scroll îi spune că turbina, partea învârtită de gaze, are un profil mai interesant. Adică nu este o simplă morișcă, ci cumva palele alea sunt construite să fie curbe, au așa, ca, o, ca o, arată ca o felie de pringles, întoarsă. Știi? Și galeria de la pistonul 1 cu 4 se duce să zicem la baza uh, spiralei, că turbina, dacă o privești pusă pe masă, acel, efectiv, partea învârtită, arată ca un con. E mare la bază, mică la vârf. 1 cu 4 alimentează baza conului și 2 cu 3 alimentează vârful conului. Poate să fie și invers, că oricum volumul de gaz este identic, adică pistoanele 1, cu perechea 1 cu 4 produce același debit ca perechea 2 cu 3. Însă mai departe, aici apare eficiența, pentru că practic tu poți să te joci cu două jeturi separate. Când ai 2 și nu 1, poți să le optimizezi, poți să le schimbi direcția, poți să schimb diametru conductei și astfel s-a ajuns la următorul pas de eficientizare când palele astea au fost optimizate și practic dacă te uiți între partea de bază a moriștei, a turbinii și partea de sus, o să vezi că au profile diferite, nu e același unghi al palelor. Și s-au gândit ei că la turații mici să ai un profil ăla de sus care să se rotească Instant. Deci, practic, gazele la presiune mică de la un rând de pistoane se duc în vârf și pe măsură ce turația crește, focusul se mută pe cealaltă parte a evacuării, care dă un debit mai mare. Și cumva, nu e nu vorba de niște clapete active, ci de felul cum e desenată galeria turbinei. O să vedeți în schemele afișate pe ecran că... Există o formă de lacrimă. Există o lacrimă mai mică și una mai mare. Chestia asta e de eficiență, pentru că turbina aia primește pe mai multă suprafață pulsațiile astea și le primește mai eficient. Adică, nu știu cum să explic așa mai detaliat, de exemplu, dacă sufli cu un pai într-o elice, ai văzut că dacă miști paiul ăla pe suprafața rotativă a elicei, poți să obții viteze diferite. Cam așa e și aici. Ai două paie care suflă pe aceeași morișcă. Dar nu neapărat asta eficiența, părerea mea e că separarea asta a galeriei este, de aici derivă eficiența și dacă te uiți este un sistem nu cu mult diferi față de o turbină, pur și simplu o turbină simplă, pur și simplu are țevile rearanjate, adică ele intră pe două trasee diferite. Nu trebuie să fie galeria mai mare, nu trebuie să aibă niște supape suplimentare, turbina are cam aceeași mărime, nu diferă în vreun fel structural vorbind. Însă evident că e un sistem mai complex pentru că trebuie să ai niște rulmenți mai buni, trebuie galeriile alea au alt debit, trebuie să fie iarăși materialele mai bune, internele turbinei au niște trasee diferite și evident chestia asta îi crește costul și de asta și turbinele astea când pică sunt atât de scumpe și mulți aleg să le recondiționeze pentru că e mai ieftin. Acum 4 cilindri simplu, dar deja când te muzi la 6 se complică galeria de evacuare. Acolo în principiu e mai simplu pentru că ai, nu sunt așa încălcite țevile. Adică cilindru 1, 2 și 3 sunt pe o singură, pe o trei brațe unite. Cilindrii 4, 5 și 6 sunt pe altă galerie și practic e același principiu, doar că ai 6 țevi în loc de 4. Unde cu adevărat devine complicat este la motorul N63, acel Biturbo V8, care are, are încă o inovație și anume că este hot inside, așa se numește, hot inside V, adică are evacuarea în interior, nu în exterior. Până acum, motoarele aveau admisia pe interior, CLMV, adică cum e V-ul așa, ai în partea asta de sus admisia și evacuările sunt spre exterior. Problema e că la așa ceva îți trebuie o tubulatură foarte mare pentru turbo, că trebuie să reîntorci gazele alea înapoi în admisie. Și atunci ce s-au gândit? Te Au oglindit motorul, chiulasele de fapt, și evacuările sunt înspre interior. Și ai foarte mică tubulatura de turbină, chiar dacă e vorba de un motor V8. Din nou se păstrează același principiu cu perecherea. aici am să vedeți că schema aia folosește niște culori ca să se înțeleagă mai ușor care cilindri, deci practic pe o singură tubulatură ai maxim 2 cilindri și ei sunt în împerecheați, se unesc per total în zona turbinelor. În cazul N63 vorbim despre uh, un format uh, care are două turbine, nu mai știu exact dacă este și asta twin scroll, uh, cred că totuși are sistem twin scroll și acesta dar este practic e biturbo, nu twin turbo, pentru că alimentează două, două bancuri separate. Dar eficiența de aici crește din galeria asta care este oglindită în interior tubulatura e mult mai scurtă temperatura e toată acolo adică e o eficiență mai mare pentru că e totul mai compact, mai grupat. Dar se păstează exact același principiu de separarea galerilor. În continuare, motorul N74, acela care este V12, nu folosește turbine Twin Scroll, din câte știu, dar sunt bi turbo deci are câte una pe fiecare banc, deci galeriile alea de evacuare sunt pe exterior, nu pe interior și sunt mai simple. Adică e sistemul clasic în care ai 6 țevi care intră într-una, nu intră alternativ. Evident că și acolo se pot monta asemenea kituri turbo și sigur sunt, pentru că oricum motorul la stoc are undeva la 660 de cai, ceva de genul și poți să-l duci la 1000 probabil dacă e pe un set din asta de turmi. Adică eficiența sporită e foarte mare și ceea ce a făcut BMW, cel puțin în gama de 2 cilindri, dacă cunoașteți modelele noi pe care scrie 3.0, de fapt sunt 2 litri, nu mai sunt 3 litri. Deci dacă să luăm, de exemplu un 330i, el are un motor B48 de 4 cilindri, nu mai are un N53 6 în linie de 3 litri. Și practic ei s-au bazat acum pe codificările astea, păstrând trendul care a fost înainte Adică știi că un motor, un 330i, va fi mai puternic decât un 320i, dar nu-ți spune și cum Adică asta de asta am vrut să detaliez Și toate chestiile astea au fost în paralel cu dezvoltarea turbinelor twin-scroll Din punctul meu de vedere nu este singurul producător care folosește acest gen de turbine Audi, de exemplu, are pe motorizările lui S4 și S5, care sunt niște V6 turbo. Până pe generația anterioară foloseau un compresor, care și ăla era interesant, era un motor cu un răspuns foarte bun, dar au renunțat la el, era cel 2.9 V6. Dar cu, mare, cu preponderență le vedem pe benzinele BMW. Ca să vedeți detaliile astea tehnice, punctuale, dacă aveți vreo curiozitate, Wikipedia oferă o rubrică destul de clară. Dacă căutați BMW N57 sau B48 sau B58, o să vedeți exact motorul explicat cu toate componentele lui. Acum, ca să mai detaliez un pic despre BMW, eficiența nu vine numai din turbină. Eu folosesc și dublu vanos, adică distribuție variabilă pe ambele axe. Folosesc valvetronic pe aproape toate motorizările pe benzină, care înseamnă controlul motorului din adâncimea la care intră supapele, nu cu ajutorul unei clapete de accelerație. Au injecție directă, au intercooler charge air cooler, care practic este un intercooler răcit cu agent de răcire, au un circuit separat de răcire de antigel și asta face ca admisia să fie foarte rece, adică 30 de grade, nu 60-70 cât are una normală de fapt, între la 60-70 devine ineficientă. O, normal, o galerie de admisie, cred că are undeva în jur de 50-60 de grade maxim. Dar sunt multe chestii care adunate dau această eficiență, însă, din păcate, fiabilitatea se oprește aici. Adică sunt niște motoare complexe care nu o să reziste așa mult în timp, cel puțin astea N20, primele generații turbo, exact probleme pe care le-au avut și N54 Sunt motoare cu putere, cu cuplu, care strică cuzineți, strică segmenți, au probleme cu arborii, cu chiulasa, cu garnituri, toate cele B48 și B58 au o abordare interesantă, în sensul că folosesc un bloc de motor plin se numește op closed deck. Adică dacă desfaci chiulasa și o dai la o parte, arată exact ca un bloc de fier prin care s-au dat niște găuri. Deci pasajele de răcire sunt sub forma unor canale, nu a unor șanțuri. Majoritatea motoarelor fie de oricât și cilindrilor fier, folosesc sistemul open deck, adică poți vedea profilate cămășile motorului care sunt adăugate ulterior. Problema acestui sistem este că acel spațiu folosit pentru circularea antigelului este un punct slab. Aici vorbim despre eficiență, rezistență în timp și asupra aplicațiilor de tuning. Adică dai un motor în 54 dacă îl duci la undeva la, să zic, 450 de cai, cam pe acolo se oprește maxim ce poate să ducă el fără modificări, pentru că blocul va ceda. B58 și B48 fiind din materialul la mai compact, au blocul mult mai rezistent. Mă rog, asta nu înseamnă că motorul ăla de fabrică pe care l-ai tu trebuie să fie dus la puterea dar faptul că au ales sistemul ăsta de, de producție înseamnă că s-au gândit la eficiența. Adică eu sunt convins că B48 este mai fiabil decât N20, cel puțin datorită acestui bloc motor care este mai, mai compact. O să pun în video o schemă ca să înțelegeți despre ce e vorba între sistemul Closed Deck și Open Deck. Ca să rezum, Open deck este forat cu freză sau turnat în matriță blocul motor, cămășile se adaugă ulterior și de asta sunt și practic întreaga rezistența uh, camerei de ardere este dată de grosimea cămășii. La sistemul closed deck este folosit uh, turnat în uh, blocul se face turnat în matriță sau uh, frezat. De, pe de -antregul. și canalele sunt și ele date cu găuri suplimentare. Și asta practic transferă rezistența camerei de ardere, a presiunii suportate în tot blocul, nu numai, că nu mai are cămașă de răcire. însă este problemă cu răcirea la ele pentru că fiind un bloc intens reține mult mai multă căldură. Și de asta motoarele B58, de exemplu, au o răcire foarte complexă. Deci au un modul, nu se numește pompă de apă, e cooling modul, care este dita mai pompa, e de lungime cât a motorului, adică are câteva zeci de centimetri și este o chestie cu multe canale, cu niște supape care poate să îți dea traseu variabil și debit variabil pentru antigel și o chestie care funcționează inclusiv după oprirea motorului, adică au și pompă electrică acolo. Deci e clar că e un design care are și minusuri, dar nu e un minus inerent al blocului, adică blocul în sine e rezistent, doar că apare problema asta cu răcirea. Da, e că până la urmă vorbim mai mult decât cu turbinele, dar chestiile astea sunt legate. Adică nu e simplu ce-i sub mașinile astea și de-aia se și strică. Adică până la urmă părerea mea e că a la long, dacă vrei să ții o mașină, nu poți să o faci cu atâtea tehnologii. Adică e clar că se vor strica. Sunt prea mulți senzori, complexitate care ține de piese, de diverse materiale. Se îmbină plastic cu metal, se îmbină rece cu fierbinte, uscat cu umed, presiuni mari cu presiuni mici, totul ambalat într-un pachet cât mai compact, să nu facă zgomot, să aibă cât mai puține emisii. Adică sunt prea multe limitări. Pe vremuri nu erau atâtea limitări. Și astea sunt cauzate și de restricțiile de poluare și de chestii care țin de eficiență, de cost. E complicată discuția, am putea să vorbim șapte ore pe tema asta, dar trebuie să recunoaștem că o turbină din asta Twin Scroll face niște minuni. Adică de asta și vedem acum motoare de 1,5-2 litri în gama asta care deja au puteri spre... 350 de cai fără mare efort. Adică poți să vezi la BMW există variantă de B38 cu 220 ceva de cai pe BMW i8, acel hibrid. B48 există în format de 320 de cai pe noul M135i pe seria 1M, modelul nou, care a revenit la tracțiune față, Adică, mă rog, a devenit, că n-a fost niciodată tracțiune față, practic e un mini recarosat ca platformă. Și pentru că este tracțiune față, nu putea să-i pună un 6 cilindri, numai Volvo a pus motoare 6 cilindri în transversal, recent, din câte știu eu, dar ideea este că n-ar fi încăput un B58 acolo, așa că au pus B48 și i-au mărit puterea ca să fie în corespondență cu M140i care a fost înainte, dar din punctul meu de vedere M140 generația anterioară este mai mișto decât M135 generația actuală, pentru că e motor longitudinal, e 3, cilindri, 3 litri 6 în linie turbo, tracțiune spate, adică e ce trebuie, e o mașină puternică și asta la altă e puternică, dar nu suportă, nu are același stil de, nu, nu, este același stil de condus cu ea, însă din câte am înțeles, e bine gătită, ca să zic așa, adică are o tracțiune integrală bună, care elimină destul de bine sub, sub virare. Dar așa, în prezent, motorul meu de suflet de la BMW este B58. E un 6 cilindri foarte bun. Ai, except, nu vorbim de impozite, zic pur și simplu de ce îți oferă motorul ăla. Adică vine stoc cu puteri de în jurul a 400 de cai și cu doar din soft, fără mari modificări, îl duci la 600 de cai fără probleme. Adică să ai o mașină pe orice l-ai pune pe un seria 1, pe un seria 3, seria 7, motorul ăsta e super capabil. Adică nici nu-i gătuit, că ăla și fără turbo ar fi scos din tai puterea. Adică turbinele alea de multe ori cred că sunt făcute ca să egalizeze cuplu, să fie graficul dyno mai optim. Nu neapărat să ai că n-avea putere. Și cam asta e, să zic, discuția. Mai vorbim, noi nu știu, cam m-a luat valo cu bmw acum. Chiar am citit în ultima vreme despre ele și e o marcă interesantă, cel puțin pe parte de inovații tehnice și chestii de complexitate. Adică e mișto și ce au gândit alte chestii pe care poți să o remarci și nu numai la ei, este adoptarea modularității. Toate aceste motoare, de aia se și numesc atât dizelele cât și benzinele, au aceeași codificare pentru că sunt făcute la comun. Mai mulți producători au ajuns la concluzia că un motor cu cilindru de 500 de cm cubi, adică fiecare cilindru să aibă 500 de cm cubi, este optim. Adică ai cea mai bună eficiență volumetrică la valoarea asta. Și de -aia, din motive de cost, când zici B48 în linie versus b 6 în linie, practic e același motor cu încă doi cilindri adăugați. Dar blocul motor este identic. E doar o adăugare, ca un tramvai cu încă un vagon. Da, sunt aceleași modele de vagoane, adică nu te costă în plus să le produci și le produci pe aceeași linie. Prin faptul că sunt benzine sau diesel și au același bloc, le face posibil de fabricat în același loc, totul ține de eficiență și diferă la ele evident, doar cursa, pentru că un motor pe benzină va avea o cursă scurtă și un alezaj mai lat și un motor diesel va avea un alezaj mai mic, adică lățimea, și o cursă mult mai lungă. Asta ca să poată să aibă compresie mai bună, mai mare. Dar asta e taie din ture. De asta un motor cu benzină se turează mai mult pentru că are inerția pistoanelor mai mică. Se, ele se mișcă așa. Un diesel se mișcă așa. Dacă l-ai face la 8000 de ture, ar, ar dezintegra, n-ar rezista. Nu că nu duce injecție. Da, păi cam asta a fost. Sper că v-am răpit cu spor jumătate de oră din viața voastră și Sper ca următoarele videouri să fie cu mașini filmate live. Mai avem o săptămână de stat în case, cel puțin la momentul la care fac eu acest video. Așa că să stați aproape, pentru că o să avem niște surprize. Acum că am făcut 100.000 de, mii de urmăritori, vrem să venim cu niște formate noi și stați aproape, că o să vedeți despre ce e vorba, așa că n-ar strica să ne dați un like, un share, un clopoțel, eu, de exemplu, n-am avut, că m-am abonat la început la canalul ăsta, nu aveam clopoțelul activ și căutam eu videourile și mi-am dat seama că ei postau mai des decât urmăream eu. Și atunci am apăsat pe clopoțel ca să fiu notificat. Asta e toată faza cu ăla. Și comentați, eu răspund la câte comentarii pot. În ultima vreme sunt uh, foarte plăcut impresionat de calitatea comentariilor, nu în sensul că sunt laude, am avut chiar și critici constructive, sunt persoane care dețin anumite mașini și știu ce spun acolo și mie îmi sunt utile pentru că aflu niște chestii pe care n-aș fi putut să le aflu ne fiind proprietari de așa ceva. Sunt oameni care au trecut prin niște experiențe și felul cum scriu se vede că nu scriu în ideea de a insulta, ci doar de a aduce o critică constructivă chiar mi-a plăcut, adică criticați-ne dacă e, doar ideea e să o facem constructiv ca să avem cu toții ceva de învățat. Hai pa, eu atât am avut de zis, ne auzim!